Pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024. Guvernul vrea ca pensia minimă să se apropie cât mai mult de cea medie, diferența dintre cele două fiind în prezent de aproape 1000 de lei. Această diferență se va reduce însă de la începutul anului viitor, când pensia minimă se va majora cu rata inflației, iar punctul de pensie crește cu 240 de lei. Colega noastră, Cătălina Mănoiu, reporter acreditat la guvern, vine cu datele exacte. Cătălina, bună seara! Bun găsit! De la 1 ianuarie, pensiile ar urma să fie indexate cu rata inflației. Asta înseamnă o indexare cu 13,8%. Această indexare de la 1 ianuarie va face ca punctul de pensie, care în prezent este 1785 de lei, să ajungă la 2025 de lei. Asta înseamnă, practic, o majorare a punctului de pensie cu 240 de lei. Vedem, de asemenea, va exista o indexare cu rata inflației și pentru pensia minimă. În prezent, pensia minimă este de 1125 de lei. Prin această indexare cu rata inflației primesc în plus pensionarii aproximativ 150 de lei, iar asta va face ca pensia minimă să ajungă la 1267 de lei. Trebuie să spunem însă că executivul ia în calcul posibilitatea de a crește diferențiat aceste pensii minime, așa cum s-a întâmplat și la începutul acestui an. Prin urmare, pensia minimă ar putea să fie majorată cu un procent mai mare decât pensiile standard. Asta pentru că executivul își dorește să reducă diferența dintre pensia minimă și pensia medie. În momentul de față, diferența dintre pensia minimă și pensia medie este de aproximativ 980 de lei. Avem în România aproximativ 5 milioane de pensionari, iar 1 milion dintre aceștia trăiesc lună de lună cu această pensie minimă de 1125 de lei, ceea ce le asigură practic 37 de lei pe zi. Trebuie să spunem însă că odată cu această indexare a punctului de pensii și a pensiilor cu rata inflației, vom vedea că pensionarii nu vor mai primi de la stat acele ajutoare one-off care se acordau o singură dată și asta va face ca, de exemplu, pensionarii care aveau venituri lunare mai mici de 1500 de lei să nu mai primească de la stat 1000 de lei în două tranșe pe an.